Și trecem în partea a doua. Și dacă între timp vă aduceți aminte de vreo întrebare sau de vreo completare, veți interveni la sfârșit. Acum deci dăm cuvântul Părintului Bogdan Bădiță, intrând în partea a doua acestei întâlniri cu bobicești și îl astăzi Sfinția sa să vă spună ce ar de zis de aici încolo. Vă rog. Să lege rănile ostașilor.
Iar armata română se pur și simplu se mobilizează și este ridicat moralul foarte mult al soldaților. Văzând regele și regina, că lupta alături de ei, au reușit și am reușit în 1917 ușor, ușor să câștigăm teritorii Mărăși, Mărășești și Oituz. Ei, lucrul acesta ne-a făcut ca să ne îndreptăm spre Transilvania și și să începem să recâștigăm aceste teritorii, măcar din punct de vedere al armatei. Și în 1918, 27 martie, guvernul și parlamentul din Basarabia, din Chișinău, semnează un act prin care Basarabia dorește unirea cu țara România. 28 noiembrie, mai târziu, tot în anul 1918, la care se întâmplă și în Bucovina, guvernul din cele mulți parlamente de acolo, și parlamentarii din cele mulți doresc și cer unirea Bucovinei cu România. Iar la 1 decembrie 1918, Transilvania și Apelenii sunt foarte bine organizați și se organizează cel mai bine. Și 1228 de semnatari vin cu un act concret funcțional, așa se numea, vin ca delegați din partea orașelor, comunelor pe care le reprezintă din toată Transilvania, preoți, protopopi, academicieni, profesori universitari, ingineri, oameni care erau cunoscuți pe plan internațional, vin și semnează acest act. Și Transilvania se unește, ultimul teritoriu se unește cu țara. Și asta face ca să avem o hartă, aici eu țin pe dintre profesori, noi, Galben este ceea ce era atunci în România, care la Delta, pe care l-a dat în timpul regiului Galben, este Basarabia, Bucovina și Transilvania, în Banatul Săpăresc, se unesc cu țara. Și asta face ca în 1919 România să arate pe harta lumii, cum nu mai a mai arătat niciodată până atunci și din păcate nici dacă nu știu avem după, pentru că după al doilea război mondial știm mai pierde niște teritorii. Și mă întrebați, probabil vă întrebați, cum de-a fost posibil ca dintr-un mic teritoriu cu bucățică mică, palmă de pământ, care putea oricând să desfară, fiindcă, vedeți, avem Imperiul Austro-Ungar, avem Imperiul Bulgaria și Imperiul Otoman aici jos, la sud, și Imperiul Rus. Trei mari imperii erau în jurul nostru, oricând puteam să fim striviți. Însă, abilitatea politicienilor noștri, și aici vorbim de clanul Curătienilor, ei, în perioada interbelică și după aceea, ei sunt generațiile care au reușit să redea România așa cum avem noi astăzi. Ei sunt cei care clădesc. Ei sunt generația care aduc regalitatea în țară și stabilizează oarecum România din punct de vedere administrativ. Ei, Brătianu, Marchiroman și oameni foarte cunoscuți ca ei, reușesc să trateze să meargă la aceste tratate și să pună problema în fața marilor stăpânii ale lumii, în așa mod încât România să reușească să înglobeze toate aceste teritorii. Și avem acum, după coronarea regilor la Alba Iulia și la puțin timp după aceea, o Românie unită. Avem Transilvania, Bucovina, Banatul, Cadelaterul, Basarabia, toate se vedem deodată aceste mese mari adăugate la teritoriul românesc. Toate lucrurile acestea, bine am spus, și am introdus puțin păuritorii mari unii sau titorii românii mari, despre ei veți vedea în film. Nu vorbesc mai mult de atât, să știți că înainte de a se semna actul de la Alba Iulia, Episcopul de Caransebe și atunci Miron Cristian face o sfântă liturghie dimineață. Și după aceea urmează
după aceea a fost o altă, un act la fel de important ca cel liturgic, dacă vreți, unirea într-o demnitate. Și anul acesta am participat într-un proiect 100 de ani de istorie de cuvinte și imagini și le-am vorbit copiilor, elevilor din 8 școli din sectorul 2 al capitalei despre covitorii mari, mici și am dat și filmulețe. Și la sfârșit ne-am interesat puțin de ce, fiindcă le-am spus și cu asta închei, un lucru mai puțin destul de tulburător. Unii dintre ei au ajuns să facă închisoare politică. Și ei mă întrebau, părinte, dar cum să facă închisoare politică? Ei care au făcut unirea. Păi am făcut închisoare politică, fiindcă locul RSS trebuia să lucreze și teritoriile românești. România, odată unită, era mai greu să... Așa, dacă era înmulțită pe teritorii, nu vedeți că și acum sunt probleme cu Basarabia. Și imediat la venirea comunismului, un regim ateu, un regim care a guvernat doar prin frică și tecoare, Iuliu Maniu, Iuliu Costu, Lie Lazar, Silviu Dragomir, marele secretar, secretarul general al Marii Adunări Naționale, academicien, profesor universitar, părintele Ioan, părintele mulți preoți protopopi. Au fost 129 de protopopi la Alba Iulia, părintele Ioan Lupaș. Și el a fost închis. Toți au făcut închisoare. De ce? Fiindcă au fost pe primul plan, înaintea tuturor intereselor personale, dezideratul acesta de a avea o țară, au fost politicieni de o anumitură comunicească, intelectuală și morală, cum acum nu cam duce în lipsă. Pentru că oamenii aceștia au pus pe primul loc interesul țării și nu erau politicieni atunci, erau oameni de stat. Oameni care știau foarte bine cum să pună problema în fața marilor puteri ale lumii, în așa modalitate, încât să facă, să realizeze deci ei cum s-au gândit, dar au reușit să facă această Românie mare. Despre toate aceste lucruri veți vedea în documentarul pe care l-am realizat la Trinitas TV, un documentar care vorbește despre acești păuritori. Printre ei, desigur, pe DVD, dacă veți lua și veți curiozitatea să vă uitați, sunt mai multe personalități. Aici am tratat doar 4 mari personalități. Dacă aveți întrebări înainte de film, vă rog. Da, dacă pe urmă se dă filmul și... Poate spuneți să urmă. Aia plecăm. Da. Și ziua noastră despre ceva de care îți să zic.